Știți că unilateral singură poate să-și asume toată responsabilitatea pentru toate lucrurile care sunt în țara asta. Ieri s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Noi nu suntem pentru alegeri parlamentare anticipate. De ce noi am decis în cadrul fracțiunii și l-am informat și pe domnul președinte că noi suntem gata să facem o nouă majoritate parlamentară cu blocul acum, așa cum a fost convenit anterior, cu altcineva, cu nimeni din partidele politice. Noi nu examinăm să facem o majoritate parlamentară. De ce noi oficial propunem blocul acum, că suntem gata să constituim o nouă majoritate parlamentară, dar cu noi condiții, ce ar presupune o nouă structură a guvernului, nu știu cum a fost până acum, că toată responsabilitatea și-a asumat-o blocul acum pentru guvernare, plus la aceasta cu un nou candidat la prim-ministru, la funcție de prim-ministru. Asta este poziția oficială a noastră. În caz dacă blocul acum nu este gata să examineze această posibilitate, noi l-am informat pe domnul președinte. În această situație, noi de asemenea nu putem să admitem o declanșare a alegerilor parlamentare anticipate. Țara nu are nevoie de aceste alegeri parlamentare anticipate. De ce noi vom examina orice candidatură propusă de către domnul președinte la funcție de prim-ministru, chiar în cazul dacă nu există o majoritate parlamentar. Iată, aceasta este decizia fracțiunii socialiștilor. Eu, ca președinte de partid, vă informez despre lucrul acesta. N-am discutat nici despre un nume, fiindcă noi până când n-am auzit niciun fel de nume. Și noi putem să propunem nume. Și alții pot să propună nume. Noi n-am discutat nici despre un nume. Indiferent cine ne-ar propune, blocul acum trebuie să ne spună dacă sunt gata pentru a constitui o nouă majoritate parlamentară cu fracțiunea socialiștilor. Cum credeți? În condițiile în care au fost acuzate reciproce, chiar și ieri la ședința Parlamentului și în această campanie, ce șanse sunt că totuși blocul acum va da cursul invitației? Noi n-am făcut nici un fel de acuzație în adresa Nimărui. Noi, până în prezent, socialiștii, ne-am îndeplinit toate obligațiunile asumate în cadrul acordului de majoritate parlamentară. Și am fost foarte onești, pe rând, vă rog, nu dovedesc. Cu cine veți vota în nou guvernul dacă nu veți avea majoritate parlamentară? Un premier propus de liberul domnului. Indiferent cine nu-și dorește declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, aceia urmează să voteze. Indiferent cine n-ar fi, cei care nu-și doresc alegeri parlamentare anticipate. Dar, la sigur, noi nu vom constitui o majoritate parlamentară cu altcineva decât cu blocul acum. Haideți să nu ghicim acum. Haideți să avem puțină răbdare și vom vedea care sunt șansele și care nu sunt șansele. Eu am spus cu altă candidatură la funcție de prim-ministru decât doamna care a declanșat această criză politică. Am spus că noi n-am discutat personalii concrete. Am spus deja. Acea candidatură poate să fie politician? Indiferent, poate să fie și un tehnocrat care își cunoaște foarte bine meseria și poate să îndeplinească funcția. N-am discutat noi nicio persoană. N-am discutat nicio persoană. Nu vă este clar? Să fie o persoană care a să muncească toată dăruirea de sine pentru cetățenii Republicii Moldova. Și o să apere interesele cetățenilor Republicii Moldova și a acestui stat și nu a unui alt stat. Vă spunea să poate din liber
ținând cont de situația creată de criza politică care este în țară, PSRM și acum o parte din această... Nici de cum. Nu noi am declanșat această situație. A declanșat-o doamna prim-ministru. N-am înțeles nimic. Stimate doamne, n-am înțeles nimic. Câte una vorbit? Despre reformarea guvernului. Câte ministere trebuie să aibă guvernul? Am înțeles că este vorba despre separarea anumitor ministere. Poate fi și separare. Eu am avut în vedere că n-am vorbit despre o altă structură de guvernare. Componență. Componență. Igor Dodon a declarat că Ion Sticu s-a potrivit în funcția de premier. Dumneavoastră ce părere aveți? Nu discutăm acum despre persoane. Eu am aceeași părere foarte bună despre un om profesionist. Și aici nu spun în discuții. Mulțumesc mult! Ascultați, vă rog, mulțumesc! Thank you.